foarte mulți influenceri promovează produse, dar mai nou, oamenii mei s-au apucat să și facă. Iar astăzi vom testa toate produsele făcute de influenceri. Înainte să înceapă clipul, nu faceți cum face Vlad să nu fie abonat la canalul meu. Dați subscribe, da? Bine, l-am dezabonat eu acum ca să vă arăt cum se face. Dați subscribe neapărat. Nu o să le dau calde pentru că sunt prietenii mei și pentru că vreau să le ajut marketingul și așa mai departe. O să fiu foarte transparent și sincer cu voi. Așa că l-am rugat pe prietenul meu Kitsu să-mi aducă o shawarma amici. Rabic, în momentul ăsta este 9.41, la 9.48 ajungem la shawarma amici. La 10 se închide și suntem la roșu. Nu știu dacă mai au carne pe rotisor, dar hai că vedem tot. Hai. Bă, Robica, eu am ajuns la shawarma amici. Acum întorc, hai să vedem dacă o mai face cineva, că e ora 21.55. Ia, hai să vedem. Ok, Robica, noi am încercat. Și am și reușit. Am luat shawarma amici. Dar pentru că am încercat atât de tare, aș vrea să o testez și eu, pentru că acum e caldă și când o să ajung la tine nu o să mai fie atât de bună. Mamă, că e cât capul, e de dor cât capul tău. Hai că s-a făcut căcat tricou. De menționat faptul că am ajuns la ora 10 când cred că era închiderea. Și posibil ca carnea să... De fapt, carnea era ok. Au întrebat un om acolo dacă e făcută. Pare făcută, nu știu oricum, eu n-am pretenții cea mare la mâncare să fie. Și cred că și tu ești la fel. Mănânci patiserie Lidl toată ziua. Stai! Să-ți iau reacția. Să fac și eu. Tu ai zis să-ți iau mică? Ne-am luat o mare ca să încercăm și noi. Dacă tot am bătut drumul, să mâncăm și noi ceva bun. Oricum intru după mult aici și mi-au un hot dog, da. Mamă, eu când am mâncat o shawarma, cât de bună. Cred că nu mai ajungi la rupica asta întreagă. Mamă! Gata! Mamă, iau bă! Gata! Auzi, Rupica, dar vrei tu să o încerci așa la 1 noaptea când ajungem noi? Mai bine mănânci-o pe toată și gata. I-ai mâncat-o pe toată! Gata! Gata! Stop! Asta rămâne ta, Rupica. E prea bună! Bă, ce ai pe tine? Am uitat că vii cu asta! Păi eu am venit să-ți aduc shawarma, frate. Bun, vezi că e pe jumătate că... Ia să vedem ce ne-a adus Kitsu aici. Shawarma amici, frate, n-am mâncat în viața mea. Jur că e prima oară când o gust. S-ar putea să mai fie la fel de bună. Sau cine știe, poate au intrat susurile alea în carne și în lipie. Poate o să fie mai bună. Deci e așa mică, la mică. Bine, a zis că mi-a dat jumate. Am mâncat din ea. Bă, dar am mâncat toată shawarma. Wow. Bă, rușine să-mi fie, chiar în ultimul timp. Chiar am mâncat foarte prost și am mâncat foarte multe shawarme. Bine, nu în ultimul timp, de nu-mi fiecare zi una. Dar am mai tot gustat. Bă, e incredibil de bună. Bă, e bună rău. Bă, e bună, pe bune, e bună. Eu în general când mănânc de la shawarmeria Băneasa, ori shawarma hâț, ori shawarma mare, să nu vă mint. De pui cu... Deci eu cu ce mi-o fac vere? Cu castraveți murați, roșii, ceapă, varză, curry, maioneză cu usturoi și cred că astea sosurile. Am țepuță la gâie. Am zis că se găsește foarte greu hâț pizza. La modul că gen sunt out of stock în toate magazinele. Hai să vedem de câte magazine avem nevoie să găsim o hâț pizza. Eu aș vrea să iau ambele sortimente, aia cu salam și aia cu șuncă, ca să le încercăm pe amândouă. Sunt fasoli. Eu vreau pizza. Hâț fasole? Hâț fasole. Nici nu mi-a murit zâmbetul de pe buze. Wow. Ce facem? Bă, dar luăm pizza, Tommy salami și punem la edit că e hâț pizza. Nu glumesc. Am ajuns în al doilea magazin. Uite, mă. Aha, fii atent, pepperoni obsession am găsit. Dar pare că la oameni le place mai mult șunca. Atât? Asta e? Super, mă așteptam să nu o fac, gen. Chiar am trecut, am pornit camera și eram, bă, nu știu dacă o găsim. Yo, uite, bă. Nu mă așteptam la asta, nu știam de design ăsta. Pizza mea e scorie, că o să-mi aducă și mie pizza. Și n-am mai avut răbdare, că voiam neapărat să filmez vlogul ăsta și uite Cori și Dorian că am venit să-mi iau eu înainte. Ce merge mai bine lângă pizza? Nu un suc, ci un ceai. Ceaiul lui Oscar. Ia uite-l. Cum vor tu? Ah, nu, ei! Hai mă, dai cutia mare, e ok, jumătate de litru. Le luăm pe amândouă pe astea. Unul e cu piersică și vanilie și ăsta e cu afine și flori de măr. Ba, am zis că unul e acru, amar, gen. Ăsta cred că e amar și ăsta cred că duce. Dar rămâne să le testăm. Gata, am ajuns în bucătăria de gaming. Scuze, am văzut calculatorul ăsta și vreau să fac gluma. Și avem shawarma hâț, pizza hâț, nu-i shawarma. Și am și un pieptăn. Bun, bă, fii atent, Vlade, hai să facem unboxing, vină încoa. Bă, dar cu pieptănul meu, mă. Chiar de pieptăn cu ăsta, cum faci tu dimineața? Te trezești și faci...
Așa. Bă, trebuie să desfac și eu frumos cutia asta. Aia, acum pare rău. Și n-am băgat-o la frigider, că am vrut să o lăsăm să se dezghețe puțin asta. Bă, știi ce simt? E mai grea față de restul. Câte grame are? 450. Știi tu tot, n-are atât, are 490. Prostule, 40 de grame înseamnă încă o gură. Oare să o băgăm la ăsta? Crezi că s-ar face mai repede la ăsta? Nu. Bine, o băgăm la cuptor atunci. Ai hârtie de copt? Că cuca asta trebuie, pe tava asta. Dacă nu punem așa, n-are nimica. Deci, în primul rând, liniștește-te. Oprește-te. Trebuie să scoți din folie și nu pui pe tava, că dacă pui pe tava nu se face în fund. Asta e pas challenge. Trebuie să dai drumul la cuptor. Ba, corect. Nu mai lasă, nu mai încălzi, că după deschizi și mori. Scoate folia. Chiar e pieptăn? Chiar îl folosești ca da. Și pieptăn? Și îl pui pe grilajul ăla, grilajul îl iei de acolo. Ce mai e, bunicul, să-l punem pe grilaj? Pui grilajul pe mijloc. Pune, ia mâna de pe pizza. Pune grilajul pe mijloc. Așa, și zici să nu pun pe tavă? O, oh, ia vezi câte felii de-astea de salam. Și e groasă. Așa, câte minute oare? O săptămână? Bă, o săptămână. Hai, mai dăm play și când o facem și noi la ochi. Vedem când e gata și o luăm. A, pa, stai că aici vine greu. Multe grade. Și acum? Cum îl pornesc? Te rog frumos să dai gradele înapoi. De la 200. Dai gradele înapoi. Gata. Dă-i să dea sus jos din stânga. Am dat. Și acum îi dau grade? Pe multe grade. Asta am făcut. Și fac de două ori aceeași chestie. Dă-i play. Bă, ăsta cred că e. Bă-le. Ai, ai, răgăz. A, și l-am deblocat, fii atent. Vlad, l-am blocat. Mă, de ce ai cuptor pe touchscreen? Și cum îl deblochez? Nu! Revenim. Mi-e foarte sete și vreau să gust spill the tea. Prima dată o să gustăm piersică și vanilie. Ăsta, dacă nu mă înșel, am auzit că e ăla dulce, da? Hai să vedem. Nu e expirat din fericire. Sau, mă rog, din păcate, că dacă îl cumpărăm așa din magazin, făceam și noi niște bani. Schimbam și o mașină. Bă, e bunuț, dar n-aș da 9 lei pe el. Gen, e ok. Top! 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe-ul acolo. 9 lei prea mult, gen, are, știa ce are gust? Fiusti cu apă. Fiusti cu apă și ăsta e cu... Și eu prost am luat ambele arome, dar aia e. A finit și flori de măr. Ăsta e la care am auzit că e mai acru. Ăsta mi-era sigurat. Sau sunt eu nebun? Ia miroase și tu. Nu miroase dubios? Nu, miroase a flor de... Da, miroase a flor de măr. Am două gust distilat sau mi-am pierdut eu simțurile? Acum am avut gust mai bun. Stai mă, mai au gură. Chiar încerc să fiu foarte onest față de voi cu toate produsele astea pe care le gust. Băi, e ok, dar nu știu dacă aș da iar 9 lei pe el. Nu știu dacă o să zic vreodată, mamă, ce poftă mie de spill the tea. Doar până acum, până am gustat și acum gata, m-am mulțumit, e ok. Mm. Cum dăm drumul la asta? Că uite, veni să vă arăt. Locked. Și am făcut toate astea, și de sus și de jos, și ventilație și neventilație. Bă, ia mă, și dacă îi dau pe toate programele astea. Cum îl deblochezi? Da, nu știm, revenim. Hey! Auzi ce am făcut? Eu, nu Vlad. Vlad, nu eu. Cum ai făcut? Că eu nu știu să le explic, eu doar am zis să pornesc chiar filmarea. Deci, în primul rând. În primul rând. Foarte evident, se poate observa că de ce se setează cât timp dai, da? Corect. I-am băgat 20 de minute, sus, jos, ventilat. 200 de grade. 200 de grade. Da. Eu nu prea știam cum să o pornesc. Așteptăm să fac asta și revenim. Bă, am mai gustat asta și-s mai ok acum după ce am băut un pic mai mult. Gata, mă, au trecut 14 minute, citeam în continuu pasta, poate v-am enervat, dar aparent e de vegan, deci e... Și mă speria. N-am luat valiera pe mine. A, uite aici. Salut, băieți. Ce prost ești. Oare v-ați auzit? Ăsta e și de vegani. Probabil de asta are mai puțin zahăr și eu sunt obsedat de zahăr, dar e bună, merge. Au trecut 15 minute, Vlad e cel mai tare. Wow, ce aer cald a venit în fața mea. Fraiere, trebuie să-l deschizi să te dai într-o parte. Și acum putem să scoatem îți pizza. Cuptorul, părinte, stinge cuptorul. Animalule. Și acolo lasă puțin să se odihnească. Și poți să scoți pizza. Nu, închide-o ca să se înmoaie. Serios, închide. Și poate să o fac și eu. Dă-mi o farfurie. Oh. Poftiți, vă rog. Cine-i promovează pe ăștia? Cine-i a făcut? Vreau roșie. Dacă știi cuțit, deja ești obrazit. Păi zic cu ce o tai? Muși din ea, o fac șaurma? Nu, piaptă, nu. Ai zic cuțit? Nu. Așa, pac. Și acum scoatem pizza. Vezi că te... Cu ce o scot? Dă plovărul ăsta. Bagă cuțitul. Șt, piaptă, nu. Robin, lasă-mi piaptă. Robin. Dacă intram în cuptor. Așa. Și acum iau autovlăduț. Pac. S-a lipit.
Ți-a zis eu că nu e o idee bună să o punem direct pe grid. Ba, așa se prăba, ca să se facă și supă. A, da, mă, da. Am atins aia. Au! Măi, țipa, că e doamna, acolo stă doamna Elena și are o vârstă. Pe Elena o cheamă mama. Pe mama o cheamă Elena. Ah, ce m-am ars. Să nu scap, să nu scap, să nu scap, să nu scap. Nu vine să cred că am reușit să fac asta aici prost. Ah, oh, ce m-am ars. O să se umfle aici. Vrei să lăsăm puțin, te rog, că mă arde, mă frige, mă... Nu. Chiar am avut mixed feelings despre ceaiul ăla. Mi-a zis Vlad că îi place și lui ceaiul, deci a fost un ceai bun. Hai, mă, să vedem cum e pizza asta. Bă, dar mă enervează că sunt multe chestii aici. Uite ceaiul. Mă, ce faci? Ah, credeam că îl tragi pe dreapta. Să nu-l ascunzi ca să-l bei tu. Vlad, cred că mai ușor tai cu pieptenul decât cu... N-ai un tăietor de pizza? Dorian, dacă vezi vlogul ăsta, te rog frumos. Dacă nu mai ta cu pizza asta. Îmi aduci, dacă nu cer prea mult, și un tăietor de la de pizza, că eu n-am și am văzut că ăla alb e tare rău de tot. Uite, uite, îl lași pe fratele tău să se chinuie, nici măcar nu sunt la mine acasă. Nici acasă n-aveam dacă eram. Și uite, trebuie să tai pizza asta prost, când puteam să o tai și eu bine. Data viitoare. Eu sunt fan ceapă, da? Deci mie îmi place maxim că și pe asta și pe aia cu șuncă e ceapă. Nu o să vă mint, am mai gustat hâț pizza și mi-a plăcut hâț pizza. Are exact gustul ăla pe care l-aveai și când am mâncat prima dată. Prima dată, pizza ne-a făcut-o mama unui prieten. Și ea nu știa că gen noi trebuie să o gustăm așa și să ne dăm cu părerea și ne-a pus oregano peste. A fost foarte bun și cu oregano, dar și fără e demențial, îmi place rău de tot. Vlad, te rog, ia și tu o felie. Stai că nu țântești o felie. Te-ai ia să iau și salamul. Bă, bună rău, eu în general mănânc foarte multă pizza din asta congelată. Asta are blatul crocant. Ce faci? Faci muzic video? Iertați-l, dacă mâncați și vi s-a făcut rău, e vina lui Vlad. Înjurați în comentarii. Și pentru cei care faceți sală, pizza asta, per 100 de grame, are 9,5 grame de proteină. Vlad, mi se lipește o setă în ceva. Așa, vrei și o felie? Nu. Ba da, e foarte bună. Stai că stai tata aia cu. Hai încă, nu-ți dă și ție tata asta. Ce mai, mă? O bagi în microunde? Te-ai plictisit, este? Scuze, scuze. Mănâncă. Foarte bună. Chiar e foarte bună. Chiar îți place? Să nu minți. Transparența noastră față de voi chiar e pe bune, gen. Interesul nostru nu e să le dăm cald de prietenilor mei. Interesul nostru e să vă dăm cald de vouă. E bună, ne place. Chiar e bună. Și băutura la Oscar e bună. Ca mini shield mi-l dau. Chiar e o combinație bună. Hai să vedem cum e Amid Kebab. Gata, băieți, ne-a venit și shawarma sau, mă rog, arăbească de la Amid. Stați, vedeți după aia cum intră clătita Dubai după asta. Hai încoa, Vlăduț, ia un loc acolo și hai să facem review. V-am zis, față de voi, să fiu 100% transparent. Nu că e Dima după cameră și stă cu 2 milioane așa în mână. Ăsta vreau să-l încerc, că l-am văzut în clipul lui Matey și e un sos roșu, cred că e la de rodie, real vorbind. Băi, bun, e bun pe bun. Ce-ți dai foarte bun? Vreau să-mi ziceți, băieți, cu ce vă lăudați aici. Te rog, eu în general nu mănânc vită. Dar am zis să încerc, am văzut la el că e felie de vită. Sau o dată, da, în care e toată, nu? Voie de să da, frate, haide. Vreau să nu cadă asta. Nu oare ce gust are? N-am mâncat acum o oră. Bă, cred că sunteți full de shawarma. Nu e adevărat. Oh, dar ce sos sunt astea? Am zis că ăla e de rodie, sos de roșii, maioneză picantă, sfec lămânul rodie. Ăsta e sos picant roșu și ăsta e maioneză picantă. Și ăla e curry. Și ăla e curry, da. Foarte bun curry. Băi, bun rău, real vorbind. Care e faza cu cartofii? Care e faza cu cartofii? Nu știu, nu s-au luat oamenii de tine că gen nu sunt cartofii proaspeți. Eu știu real. Nu, pentru că cei mai sunt cei mai buni. Cei mai sunt cei mai buni? Ia, bagă, frate. Da. Pac. Castraveții murați, frate, vreau să încerc, eu sunt foarte rău de tot. Ia, să părere. Îi luați la borcan, gen, făcuți în casă? Avem furnizor. Sunt bun rău, ce au văzut de cum îi face mama, gen. Chiar da. E producător local. Adică cât de bun. Și iau de la metro, de-aia a făcut, nu știu, fabrică. Producători naturali. Gen, ca și cum îi face bunica de la țară, gen. Tare rău. Hai să ne băgăm în șaorma asta. V-am zis, o să fiu cât se poate de transparent, nu că sunt între ei doi, că așa am fost și până acum. Stahina. Ce înseamnă sos tahina? E sos pe bază de pastă de susan. Oh, ok. Adică e fără maioneză, fără... Stați că n-am terminat. Deci, carne de vită, ceapă roșie cu pătrunjel și sumac, se arată bioaz, sos tahina, roșii, ceata și carne de vită. Hai, mă. Băi, multă mâncare, gen... Da. E un preț bun pentru cât e aici. Ia să vedem. Știi cât de suculentă e vița. Băi, bună rău! Bosule, 100% felie. Chiar e gustoasă, chiar e suculentă, nu e... Nu e uscată, gen, e bună rău de tot. Bă, și chiar se simte că e felie. Unul personal doar da să mănânc, gen. Context, de ce râd?
Imogen așteptăm să plece două ore și fix când i-a venit pachetul să plecă, ăsta s-a băgat să filmeze cu mine. Mă jură, sunt așa. Băi, eu trebuie să plec, să dă cineva urmă pe mine acolo în cordul. Ești cu mașina. Imogen. Hai, te-ai dus, te bup. Ia te astea. Te sun eu. Ia vezi. Frumos, bam. Asta e mai fresh, mai low calorie. Vă pup, băieți. Asta ar trebui să-ți placă mai mult, că e mai gustoasă, mai... mai plină de grăsime, de... Băi, foarte bună, se simte de grăsime și e grăsime bună, gen. Nu e grăsime, că nu-i vita, să le pui. Eu zic, nu, zic de nici. Cașcaval, din cașcaval, da. Sosuri, maioneză, e mai gras. Dar e, bă, e bună rău, nu știu. Eu în general nu fac review la mâncare. Tu ai mai făcut, gen, ajută-mă cu niște cuvinte. Chiar mi se pare bună, că e suculentă, că... Bine și dacă zice el, pare că e așa, că e brandul lui, dar mă rog. Foarte bună. Mă, și dacă nu vă place. Cel mai bine veniți aici și încercați oricum. Când am ajuns era coadă, cât am stat aici o oră să filmeze Andreea și ceva era coadă, când am mers să comand era coadă, acum e coadă. Cât e ceasul? E coadă pentru un motiv, gen. E 12 noaptea. 12 fără 20. Bun, vreau să mai iau o dată o de asta de vită, că e bună rău de tot. Și vă las, nu vă mai fac poftă. Bun, hai să vedem și ce e treaba asta picantă. Oricum nu o să mănânc mult, vreau doar să gust, că ai adus-o la Andreea, gen. Mi-ai zis, Vlad, că a gustat din cartof. Uite ce-i pe tavă, e sos de chili. Andreea s-a filmat înainte cu asta și hai să vă arăt cât a luat. Gen, a luat un colțișor, a murit. E, efectiv, pe filmare a murit. Andreea, îmi pare rău dacă o să pun asta înaintea ta. Eu o să fiu puțin mai curajos și o să mă arunc și o să iau o gură mare rău de tot, gen. Pe mine de la picant mă doare aici, în spatele capului, și mi se face cald rău. E picant rău, e picant rău. Nu o să bagi din mai niciodată asta în meniu. Da, dacă mănânci în 10 minute, câștigi 4 platouri arabești. Mai cum. E ca necisos picant, ia vezi. Te mă, ce dai zoom așa, că n-am unghiile tăiate. Și acum ceva mai nou în meniu. Am rupt furculița. Da. E ok. Ceva mai nou în meniu, plătita Dubai, adică este clătită cu fistic și cataif. N-am mâncat în viața mea nimic, nici ciocolată Dubai, nici clătită Dubai, nici fistic, nici cataif. Bine că n-am mâncat ciocolată, că... ciocolata, cu părerea mea, nu se potrivește cu asta. Nu? Plătita, da, fiind caldă și mai moale, așa se potrivește mai moale, după părerea mea. Nu știu. Încercați-o, chiar merită încercate. Pe mine încă mustură, vere. Ia. Stai să dau și-o cu asta. Băi, e dulce. Mie mi se pare mai fresh decât o clătită normală, cu Nutella, cu toate prostele, cu Kinder. Asta mi se pare mai diferit, doar. Ce simt bucăți de fistic. Păi are bucăți de fistic. Foarte tare, că nu e doar pasta. Păi e făcută pasta din fistic, fistic. Păi aia, toți un gen, sau am simțit gata, ce am simțit? A fost crunchy, gen. Nu, sunt bucăți, așa, că o tai mai așa. Ia uite, bucățele de fistic, frumos. Ia uite, una, ia uite. Asta că au rămas mai mari de la măcinat, știi? Dar e plin de bucățele mici. E foarte bună. Păi, vezi astea mici? Mm-hmm. Vezi? Mm-hmm. Bucățele de fizic. Bă, și pe lângă ghițele astea, de-o simt eu acum în gură. Se simte gustul de clătită, gen. Nu e nașpa, e bună. E ceva foarte interesant. Dar ce colorată clătita? Pentru că e cacao. Asta e bună să mănânci și goală, gen. Bă, e foarte bună. E ceva diferit. Nu? Adică, gen... Ca să vă dați seama, gen, nu mă ascultați pe mine. Nu-l ascultați pe el și veniți și încercați. Da, merită încercat toată asta. Pe bune, e ceva diferit. Eu eram hater ciocolată Dubai. Te zic, mă, ce e așa ciocolată Dubai, nu știu. Am testat vreo 3, am dat pe una așa 65 de lei. Da, știu că sunt, bă. Și stai la coadă mult. Una singură din 3 mi-a plăcut. Și când am făcut compoziția și am băgat-o în clătită și mi-am dat seama că e mult mai ok, am zis că, bă, chiar e ceva special. Dar până atunci eram hater, gen ciocolată Dubai. Mi se părea și overpriced, dar când mi-am dat seama cât costă fisticul, 150 de lei kilogram.